Stația de tratare a apei de pe Taia din estul Văijiului a fost oprită din cauza poluării excesive. Nu a mai făcut față masei lemnoase, mâlului și deșeurilor ce au fost antrenate de torenții din această zonă, iar în aceste condiții tratarea apei în estul Văijiului s-a făcut doar prin stația de la Jieț, care a preluat alimentarea estului Văijiului încă din noaptea de marți spre miercuri. Stația Taia, care dacă în medie aveam o turbiditate până în 10 grade, am ajuns la turbiditate de 13.000 de grade NTU. Deci vă dați seama că de-abia reușeam să determinăm caracteristica turbidității. Datorită faptului că stația nu poate funcționa numai până la 200 de grade NTU, am fost obligat să oprim stația. Dar, spre fericire, având în vedere că a fost reabilitată stația Jieț, apa de care am avut nevoie pentru a asigura apă în Petroșani și în Petril a fost asigurată de stația Jieț. Ploile torențiale au măturat efectiv versanții și pe Taia, în amonte de stația de tratare și ceva mai sus de microhidrocentrala din Chei, buștenii au obturat cursul apei, formându-se pur și simplu trei căi de scurgere, care au colmatat totul în cale. Totuși, populația nu a simțit asta. Ploaia, practic, a creat încă trei cursuri de apă care nu existau, dar datorită ploii torențiale s-au format, nu atâta ploaie cât și gheață. Lucru care ne-a obligat să oprim stația. Consumatorii nu au simțit, am avut o restricție de apă de la ora 23 până la ora 5 dimineața pe partea de Petroșan Nord, dar practic a scăzut presiunea. Cei de la etajele superioare le-a scăzut puțin presiunea. Eu vă pot spune că stau la etajul 4, la etajul 4 am avut apă. Stația de tratare a apei de pe Taia este frecvent oprită când ploile torențiale mătură versanții de pe care s-au făcut tăieri masive de păduri. Acesta este efectul simțit în orașe, iar populația este alimentată din stațiile de pe partea de Jieț. Zeci de copii din mai multe orașe ale țării au venit la Petroșani la ceea ce se numește Special Olympics. Sunt copii cu dizabilități, care, așa cum spunea profesorul lor, nu pot participa la alt gen de concursuri, iar sportul îi face să se simtă competitivi. Avem bucuria de a găzdui a 6-a ediție a Jocurilor Regionale Special Olympic Sport pentru Viață. Vom avea copii din multe județe ale țării, copii care astăzi vor concura, dar în același timp se vor simți foarte, foarte bine și vor fi apreciați și valorizați. Nu sunt considerați altfel, ci doar cu mai puține abilități, dar astfel de întreceri îi fac pe ei să se simtă sportivi și să caute să fie cei mai buni. Avem alergare 25 de metri pentru cei micuți, alergare 50 de metri, aruncare la coșul de basket și tenis de masă. Ei nu au concursuri olimpiade ca și cei din învățământul de masă, unde sunt, știți bine, la română, matematică și la alte obiecte de studiu, unde ei se pot întrece și la fel și în concursurile sportive. Se pot întrece să își arate valoarea și să se simtă important. Și atunci încercăm să facem tot ce putem pentru a-i face să se simtă bine. Peste 130 de astfel de tineri cu dizabilități s-au întrecut la sala de sport a Școlii Generale Ighe Duca din Petroșani, acolo unde sunt și cele mai multe clase pentru copiii cu cerințe speciale. Toți au primit la final premii și dulciuri, dar mai presus de toate s-au simțit importanți, pentru că au și ei o olimpiadă a lor. S-a făcut verde fosforescent Jiețul și cheile din defileul acestui curs de apă, care miercuri, puțin înainte de ora prânzului, a fost împânzit de angajații de la APASERV. Acțiunea de ecologizare a avut ca scop eliminarea poluării cu peturi în zona mai sus amintită, din amonte de stația de tratare a apei de pe Jieț, tocmai pentru că ploile din ultima vreme au făcut ca această stație să fie singura care a alimentat zona de est a Văijiului. Este o continuare a acțiunilor pe care noi le-am făcut, în care am spus canalizarea nu este coșul de gunoi. Astăzi suntem și vrem să ecologizăm Valea Jiețului. Sigur, ieri a fost ziua mediului și vrem să vedem exact dacă noi ceea ce am început de anul trecut, campaniile noastre de curățenie avem deja roade. Vom vedea astăzi în zona aceasta, în cheile Jiețului, și împreună cu colegii mei astăzi mergem pe cheile Jiețului. Le mulțumesc pentru modul cum s-au dat silința pentru a veni aici. Le mulțumesc și pentru faptul că săptămâna trecută au făcut acea campanie de conștientizare în municipiul Petroșani, dar această campanie va continua în toate orașele din Valea Jiului.
APASER a demarat campania aceasta și pe jos și cu bicicleta și cei care au intrat în albia apei au curățat acea zonă de picnic, iar ceilalți au mers în față și au curățat zona de pe marginea apei. Fără materiale plastice, sticle și alte obiecte care poluează excesiv mediul. Aceasta a fost deviza celor care s-au adunat miercuri la prânz, cu bicicletele sau pe jos, în centrul municipiului Petroșani, pentru a celebra Ziua Mediului. Ecologiști sau nu, cei care au organizat spun că au gândit acțiunea ca pe un protest împotriva materialelor din plastic. În fiecare an încercăm să aducem în față tema evenimentului. Acest an are o temă destul de dificilă pe de o parte și foarte, foarte palpabilă pentru noi toți, și anume combaterea poluării cu plastic. Plasticul acesta îl vedem peste tot, încercăm să transmitem și la copii și prin invitație am rugat dacă doresc să aducă PET-ul, simbolic să facem aici o colectare. Unii au reușit să facă și niște exponate din PET-uri. Acțiunea s-a desfășurat și pe biciclete, iar în capul coloanei s-a aflat chiar primarul Tiberiu Iacobrizi, care a vorbit despre importanța limitării poluării mediului. Asociația Vroparângă organizează această activitate. Dacă ați văzut, anul acesta, Ziua Mediului, practic este dedicată, sau acest an ar fi trebuit dedicat, practic limitării deșeurilor din plastic, care sunt cel mai greu material de descompus în natură, și atunci sigur că problemele sunt din ce în ce mai mari. E un exemplu foarte bun pe care cei de la Proparâng îl fac în fiecare an și astăzi vom merge cu bicicletele tocmai pentru a încuraja mișcarea și pentru a proteja mediul înconjurător. Ziua Mondială a Mediului se sărbătorește în fiecare an, în 5 iunie, dar a fost zi liberă pentru elevii care au sărbătorit și Ziua Educatorului, motiv pentru care această acțiune a avut loc o zi mai târziu.